Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit! Acest videoclip este să vedem care sunt adevăratele sale intenții acum. Fiecare dintre voi se gândește la o persoană și vom afla rezultatul, vom vedea ce ne spun cărțile. Dar înainte de asta, voi începe prin a vă mulțumi tuturor pentru aprecierile aprecierea pe care o aveți față de mine și totodată, mai ales pentru cei care aveți suficientă răbdare să mă urmăriți de la început până la sfârșit, țin să vă mulțumesc cu un mulțumesc foarte mare pentru că, știu, trebuie răbdare ca să ascultați acest videoclip până la capăt. Mulțumesc pentru comentariile pe care le lăsați și o să vă rog în continuare să lăsați comentarii pentru că cu ajutorul acestor comentarii lăsate de voi, aceste videoclipuri ajung și la alte persoane care încă poate nu au descoperit acest canal și au nevoie de un sfat din partea cărților. Pe lângă asta, așa cum am spus, pentru răbdarea voastră, astăzi vă voi da un mic sfat sau un mic pont, cum vreți voi să îl numiți. Este un lucru care unora li se pare banal, însă nu este chiar atât de banal. Fiecare dintre voi, dacă îl veți face, veți vedea niște schimbări. Veți înțelege cum lucrează interiorul vostru, veți înțelege cum lucrează subconștientul vostru, da? Pentru că fiecare dintre noi avem anumite lucruri din trecut, poate cu părinții, poate cu prietenii, frați, surori sau poate chiar și în prezent, da? Și atunci este bine să sfatul este sau pontul este în felul următor. Luați o foaie de hârtie și un pix și scrieți în felul următor. Fiecare dintre voi se gândește la o persoană și scrie. Îl iert sau o iert pe mama, pe tata, pe sora, pe fratele, pe cine vreți voi, da? Dar pentru fiecare persoană o luați câte o foaie în parte, da? Și spuneți, o iert pe mama pentru că, și puteți spune și numele mamei, da? Pentru că mi-a greșit așa sau așa sau așa, cum considerați voi că v-a greșit? Cu fapta, cu vorba, cu gândul, cu știință, cu neștiință, da? Și puneți pe foaia respectivă toate greșelile pe care voi considerați că le-a făcut față de voi. Iar la final, spuneți, iert și o iert și mă iert sau îl iert și mă iert, da? Așa să fie. Amin. Și faceți treaba asta în cam 10 zile în fiecare zi, da? Pentru o singură persoană, timp de 10 zile, scrieți lucrul acesta și veți vedea că anumite lucruri din viața voastră se vor schimba și nu în ultimul rând, interiorul vostru va fi puțin altfel. Dar veți vedea asta doar dacă faceți, altfel n-aveți cum să faceți sau dacă săriți peste o zi iarăși la fel. E de preferat ar fi să vă țineți de treaba asta 10 zile la rând. Pe lângă asta o să vă mai dau un pont. Dimineața, primul lucru când vă treziți, gândiți-vă la ceva frumos. În sensul, primul gând al vostru când vă treziți trebuie să fie: astăzi vreau să meargă bine, astăzi vreau să primesc bani, astăzi vreau să îmi duc toate sarcinile la îndeplinire, astăzi totul va merge bine, astăzi totul se banii vin la mine pentru că trebuie sau pentru că vreau să-mi cumpăr ceva, da? Deci folosiți doar afirmații care e ca și cum deja s-au întâmplat, ca și cum lucrurile trebuie să se întâmple în ziua respectivă. Bine, acum nu să vă puneți
astăzi primesc 1 milion de euro, pentru că, e clar, nu se poate întâmpla o astfel de situație. Dar puteți spune, nu știu, astăzi vreau să primesc un bonus, astăzi vreau să îmi vină clienți, astăzi depinde domeniul în care lucrați, astăzi vreau să fiu promovat sau, nu știu, ceva de acest gen. Da? Dar ideea este să primiți anumite bonusuri, dar să fie lucruri care într-adevăr se pot îndeplini, nu ceva care nu se poate îndeplini, da? Și luați lucrurile pas cu pas și veți vedea că în fiecare zi, gândind la primul lucru pozitiv, ziua respectivă va fi pozitivă. Dar treaba asta trebuie să o faceți în fiecare zi. Bun, dar cam atât pe ziua de astăzi. Bineînțeles că ponturi sunt foarte multe și vi le voi dezvălui treptat în fiecare, nu chiar în fiecare videoclip, dar încerc să, odată la câteva, 2, 3, poate 5 videoclipuri, nu știu. Vedem, găsim soluții, da? Ok. Și avem aici două variante. Varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Am un deget bandajat, da, așa, dar sper să nu fie problemă. Bun, da? Deci varianta numărul 1 și varianta numărul 2. Sper că v-ați ales varianta, dacă nu puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu între timp voi începe cu prima variantă. Hai să vedem care sunt adevăratele sale intenții acum. Sper că v-ați gândit la o persoană. Hai să vedem care sunt adevăratele sale intenții acum. Care sunt adevăratele sale intenții acum? Bun, aici. În primul rând, vorbim de cealaltă persoană posibil să fie zodia, gemeni, balanță, leu, vărsător, capricorn, dar nu neapărat. Iar la voi aș putea să spun fecioară, rac, pești. Bun, dar mai bineînțeles că pot fi și alte zodii. Mai văd inițialele P și C. Și cred că o parte dintre voi, aici pentru o parte dintre voi, este foarte important culoarea verde a ochilor. Nu știu dacă faptul că voi aveți ochii verzi și sau voi apreciați ca cealaltă persoană, apreciați acest lucru la cealaltă persoană care are ochii verzi. Este ceva în legătură cu asta. Sau poate voi sunteți persoane care vă plac foarte mult persoanele cu ochii verzi. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Cert este aici că, din câte văd aici, situația între voi doi este o situație destul de bună, chiar dacă au fost destul de multe probleme, chiar dacă. O să-mi spuneți pe cum este situația destul de bună, pentru că noi ne-am certat, ne-am blocat pe rețele, nu comunicăm și așa mai departe. Într-adevăr, s-au întâmplat aceste lucruri, dar în viitorul foarte apropiat, foarte curând, da? Pentru unii dintre voi poate să fie vorba de o săptămână, pentru alții poate să fie vorba chiar astăzi, să fiți deblocați și chiar să reluați legătura cu persoana la care v-ați gândit. Lucrurile se întâmplă foarte, foarte repede. De ce? Pentru că această persoană, într-adevăr, a avut o perioadă în care a stat foarte mult și s-a gândit. Oare merită să fac pasul? Oare nu merită să fac pasul? Însă, uite că cumva intuiția sau cumva divinitatea sau cum vreți voi să o numiți,
pune această persoană în postura de a vă face un mesaj. Poate primește o veste despre voi și atunci vă sună și zice, uite, am aflat asta despre tine. Da? Dar este tot o inițiere în comunicare. Sau această persoană vrea doar, cum să fie, să zic, să fie validată de către voi ca și cum, da, știi că noi ne-am despărțit pentru că tu ai făcut așa și așa, da? Dar de fapt, dar cumva face toate lucrurile astea doar pentru a iniția comunicarea. Nu face lucrurile astea din alt scop. Această persoană și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile, că trebuie să schimbe gândirea, că trebuie să schimbe totul. Într-adevăr, își dorește să schimbe totul în favoarea sa, așa cum am spus. Însă, din păcate, nu poate acest lucru. De ce nu poate acest lucru? Că pentru că și voi sunteți persoane destul de puternice. Sunteți persoane destul de hotărâte în ceea ce vă doriți. Ceea ce nu înțelege această persoană și nu reușește să înțeleagă, sau cum îi se pare acestei persoane că sunteți voi, îi se pare că sunteți ca un labirint. Că se învârte, dar nu găsește ieșirea. A intrat în labirintul ăsta, dar nu știe pe unde să iasă. Da? De ce? Pentru că această persoană se gândește în continuare la voi, chiar dacă nu comunicați. Această persoană își dorește o situație stabilă. De ce? Pentru că această persoană, indiferent cât ar căuta să fie cu alte persoane, nu poate. Nu poate, de ce? Pentru că gândul său este în continuare la voi. Această persoană vă iubește. Chiar dacă poate nu v-a spus acest lucru, chiar dacă a vrut să se înțeleagă altceva, să știți că nu este așa, chiar ține la voi, chiar are sentimente pentru voi. Aici mai văd niște inițiale IF, V sau L, dacă pentru voi înseamnă ceva, sau cifra 4. Da? Pe lângă asta văd că își dorește un nou început cu voi. Începutul acesta, să știți că este unul plin de iubire, chiar dacă la început poate s-a purtat mai rece, mai dur, mai egoist, mai, în sens negativ, de această dată se poartă mai iubitor. Va fi mai iubitor, va fi mai drăgăstos. Să nu vă fie de mirare dacă, indiferent de circumstanțele care au fost între voi, această persoană, după împăcare, vine inclusiv cu un inel. Sau poate că a fost deja pregătit acest inel, dar din diverse motive pentru care voi v-ați despărțit, nu a mai reușit să vă și dea acel inel. De această dată vi-l va da. Mai este puțin timp, mai trebuie să aveți puțină răbdare. Cert este că chiar dacă voi sunteți în acest moment împreună, așa cum am spus, poate sunteți împreună, poate lucrurile merg bine între voi sau puțin s-au răcit și vreți să știți intențiile acestei persoane pe mai departe, da, intențiile sale pe mai departe sunt unele bune. Într-adevăr, a avut o perioadă în care a stat și s-a gândit, oare să merg înainte sau să bat pasul pe loc? Oare să creez această stabilitate împreună cu această femeie sau cu acest bărbat sau să dau înapoi? Să fac pași în plus în relație sau să stau pe loc? Da? Deci și-a pus diverse întrebări. Acum, bineînțeles că are și răspunsul la întrebările acestea pe care le-a pus și își dorește să meargă în continuare alături de voi. Să nu vă fie de mirare dacă va veni la voi cu inelul într-o zi de 8 sau la ora 8 sau chiar peste 8 zile de la împăcare. Sau dacă sunteți împreună cu această persoană, peste 8 zile de când vedeți acest videoclip. Nu aș merge mai mult de 8 săptămâni, maxim în 8 săptămâni, veți primi inelul din partea acestei persoane. Poate nu pentru toate persoanele este chiar inelul, pentru că acum depinde clar de la caz la caz, dar pentru unele, nu știu, poate să fie un colier, poate să fie o pereche de cercei, dar clar primiți un anumit cadou din partea acestei persoane. E adevărat că voi acum în acest moment nu știți la ce să vă așteptați.
nu știți dacă într-adevăr ceea ce vă spun eu, această persoană va face. E clar că și e normal să aveți această neîncredere, dar este bine să lăsați să treacă timpul și să vedeți exact intențiile acestei persoane. Mai ales dacă această persoană este zodia berbec. De ce? Pentru că este o persoană destul de impulsivă și este o persoană care chiar dacă acum tace din gură și nu spune nimic, vă puteți trezi cu această persoană direct la ușă și cu inelul în mână. Da? Pentru că acționează la impuls. Chiar dacă nu vă spune sau nu vă dă niciun semn că va face treaba asta, e un lucru pe care îl va face la impuls. Nu îl va face calculat, nu îl va face gândit, nu îl va face analizat cu nu știu cât timp înainte și așa mai departe. Sunt lucruri care se vor întâmpla pe moment. Mai poate fi vorba aici de faptul că poate mergeți într-o mică excursie, vacanță sau poate chiar mergeți în vizită la cineva și exact acolo pe moment să-i vină ideea să vă ceară în căsătorie, poate nici nu are inelul la el, da? Dar acolo îi vine pe moment ideea și vă cere în căsătorie și inelul poate îl primiți în ziua următoare, da? Până merge să-l cumpere sau ceva de acest gen. Poate să fie și o astfel de situație, dar intențiile sale sunt acelea de a crea o stabilitate cu voi, de a fi împreună cu voi și de a face lucrurile să funcționeze. Și tot ceea ce a fost negativ între voi doi să rămână în trecut. De această dată își dorește să facă ca lucrurile să funcționeze.